despăgubirile propuse de Tudorel Toader, desfințate de sindicate, victimele infracțiunilor trebuie despăgubite, nu de cinucii. În spațiul public apar reacții dure după ce Tudorel Toader a anunțat că la minister se lucrează la un proiect de lege care prevede conferirea de despăgubiri, compensații materiale, pentru perioada cât un deținut a stat în condiții necorespunzătoare. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, FSANP, susține că decizia ministrului este una grea, subliniere IT, subliniere I sunt de părere că propunerea ministrului Toader de a premia infractorii este inoportun, subliniere I moral. Reprezentanții FSANP au transmis ministrului, printr-un comunicat de presă, câteva amendamente pentru a corecta propunerea acestuia. În acest context, îi propunem domnului Tudorel Toader următoarele amendamente. Plata acestei despăgubiri să se facă pentru toți deținuții care au stat în condiții improprii. Dacă scopul este acela de a repara o nedreptate. Cu siguranță că aceste condiții nu au fost improprii doar în perioada 2012-2017. Plata acestei despăgubiri să se facă în mod egal pentru fiecare zi de serviciu în condiții improprii pentru angajații sistemului penitenciar. Dacă situația este atât de gravă, considerăm că toți cei care au trăit și lucrat în aceste condiții trebuie să fie despăgubiți. Plata acestei despăgubiri să fie acordată și victimelor infracțiunilor în cuantum cel puțin egal cu cea a infractorului. Considerăm că dacă statul român se poate permite să premieze hoții, talhari, corupți, criminali, trebuie să poată plăti o despăgubire și victimelor sau familiilor acestora pentru suferințele îndurate. Conform estimărilor noastre, la o durată medie a pedepsei executate de 4 ani, fostii deținuți ar urma să primească între 8.000 și 12.000 de euro, conform cifrelor avansate de către ministrul Justiției. Un premiu la care românul plătitor de impozite nu poate visa, deși dacă se aplica criteriile din legea recursului compensatoriu la România, am constatat că traim cu toții într-o țară improprie. Este adevărat, suma ar putea fi însă de aproximativ 5 ori mai mică, dacă despăgubirea s-ar raporta strict la zilele care ar fi putut fi considerate ca executate dacă a fostilor deținuți li s-ar fi aplicat recursul compensatoriu. Ceea ce, desigur, nu face această propunere a ministrului Justiției mai puțin absurdă. Precizam că ministrul Justiției denaturează adevărul pretinzând că CEDO ne obligă la această măsură. O afirmație la fel de falsă pe cât a fost cea îndelung vehiculată referitoare la o pretinsă amenda de 80 de milioane de euro. În realitate, CEDO ne obligă la măsuri care să modernizeze sistemul penitenciar și nu ne impune nici gratieri mascate și nici premii pentru infractori. Se arată în comunicatul remis stirii pe surse.